Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de luni, 23 august, și începe o nouă săptămână. Asta înseamnă că toamna se apropie. Asta înseamnă că încetul cu încetul ne întoarcem la muncă, la treabă. Bun, mai avem câteva săptămâni din august și începutul septembrie în care putem spune că ne mai bucurăm de vacanțe, dar încetul cu încetul se simte partea asta de ne reîntoarcem la treabă. Și pentru că vreau să fim bine pregătiți cu toți și vreau să fiți bine pregătiți pentru septembrie, ca să începem cu toate informațiile astrologice necesare, vreau să vă spun că horoscopul lunii septembrie este gata și dacă doriți să-l achiziționați, puteți să-mi trimiteți un e-mail pe adresa contactarondastrologalexandracoman.com. Vreau însă să vă rog insistent, nu achitați nimic în avans până nu primiți detaliile de plată, pentru că lumea trimite, mă trezesc cu bani în cont și nu știu despre ce este vorba și multă lume achită de pe alt nume. Și pe urmă vor un semn zodiacal și eu nu știu, repet, din nou, nu știu despre ce e vorba. Deci, vă rog frumos, mare rugăminte atâta este, nu achitați până nu primiți din partea asistenților mei detaliile de plată și după aia procesul va merge foarte, foarte repede pentru că ei sunt pregătiți pentru luna septembrie distribuirea horoscopului. Singurul amendament, singura precizare. Nu se lucrează sâmbătă și duminică. Deci, dacă scrieți sâmbătă sau duminică, totul se întâmplă de luni încolo. Da? Deci, doar atâta să știți că sâmbătă și duminica este și la noi weekend. Sau cel puțin încercăm să cărâd Cristi după ce fac această filmare, știe că intră la montaj și acum este duminică când o filmez. Deci, da, încercăm să ne spunem că nu lucrăm duminica sau în weekend și uneori ne este, alteori nu ne este. Oricum, veți vedea la sfârșitul acestei filmări câteva informații despre Pride, pentru că despre Pride, despre Sighișoara. Deci Pride-ul a fost foarte frumos, a fost o experiență plăcută, iar Sighișoara mi-a rămas în inimă. Veți vedea, deci este un a must, cum se zice în engleză, un oraș absolut superb, fără fițe, fără nu știu ce mofturi, foarte chic și am avut o experiență foarte plăcută. Am văzut că în România lumea mă cunoaște sau mă recunoaște și unii se apropie, unii vorbesc, unii nu spun nimica, dar în Sighișoara a fost o doamnă taur. Deci eu întotdeauna întreb oamenii care se apropie de mine, întotdeauna întreb la un moment dat în discuție și spun, ce zodie sunteți? Că nu mă pot ține. Și o salut pe doamna din Sighișoara dacă urmărește această filmare, dumneavoastră era taur și mi-a făcut cinste cu o cupă de înghețată și chiar era foarte faină înghețata. Deci, dacă ajungeți în Sighișoara, în zona centrală, unde este Citadela, treceți de Citadela, mergeți tot înainte, faceți prima la stânga și găsiți standul de înghețată. Dar, în orice caz, chiar a fost o experiență foarte faină și acum e timpul să trecem la horoscopul zilei. Bun, deci astăzi pe cer, Mercur, planeta comunicării, ne aduce unele surprize sau unele revelații în ceea ce privește lucrurile nespuse sau în lucrurile pe care au fost tăinuite. Este momentul când ies la iveală minciunile, să spun, sau disimularea sau măștile cad de pe chipul celor din jur. Și mai ales că tocmai s-a produs luna plină în Vărsător și chiar îți recomand, dacă n-ai ascultat filmarea despre luna plină în Vărsător, ascult-o, pentru că acolo vorbesc despre niște lecții foarte importante pentru fiecare semn zodiacal și lecțiile astea sunt valabile de acum încolo. Deci, după luna plină în Vărsător, da, intrăm pe calea adevărului sau calea unor conștientizări importante. Și hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte.
Așadar, Berbec, ascendentul pe Berbec și cei care au luna natală în semnul Berbecului. În această zi, Berbecul stă foarte bine la capitolul comunicare. Îmi place foarte mult cum este așezată harta voastră pe secțiunea manifest, exprim, împărtășesc. Este o zi foarte, foarte bună pentru berbecii care vor să negocieze sau vor să-și impună punctul de vedere, dar de această dată într-o manieră diplomatică, pentru că noi știm când berbecul are de spus ceva, berbecul spune. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului, pot apărea niște conflicte la serviciu cu șefii sau cu o persoană care are putere decizională. Va fi nevoie din partea Taurului de foarte multă diplomație și abilitate pentru a evita un conflict gata să pornească sau pentru a evita declanșarea unor discuții mult mai aprinse. Gemeni, ascendentul pe Gemeni și cei care au luna natală în semnul Gemenilor. Astăzi v-aș recomanda să nu vă bazați prea mult pe instincte și intuiție, cât mai degrabă pe adevărul golgoluț sau pe logică și bun simț. Bun simț logic, pentru că puteți lua niște decizii mai complicate sau puteți lua niște decizii eronate dacă vă lăsați influențați de emoții și sentimente. Puteți fi manipulați cu ușurință astăzi, dragi gemeni, așa încât este nevoie de toată determinarea voastră și de tot efortul care ține de logică pentru a putea lua deciziile potrivite sau pentru a face lucrurile așa cum se cuvine. Deci, fără emoții, tăiați în carne vie astăzi, mai ales că vine vorba de familie sau carieră. Adevărul golgoluț, despre asta e vorba. Rac, ascendentul pe Rac și cei care au luna natală în semnul Racului. Astăzi, racii pot să fie puțin surprinși de discuțiile care au loc în anturajul lor, sau cu o rudă, cu un membru al familiei. Racul este foarte, foarte bine susținut pe ceea ce ține de negociere, mai ales dacă este vorba de ceva birocratic, dacă se ia în calcul. Deci, acolo este punctul tău forte. În schimb, dacă ai de discutat cu vreun membru al familiei, încearcă să nu te duci în zona victimizării sau nu încerca această formă de manipulare pentru că vei obține o reacție extrem de dură la acest tip de comportament. Și ține cont de vise, pentru că astăzi visele sunt premonitorii. Leu, ascendentul pe Leu și cei care au luna natală în semnul Leului. Voi rezolvați ceva legat de străinătate, drumuri, deplasări sau un loc de muncă în altă parte. Leul este foarte, foarte bine susținut pe relația cu străinătate. Leul este foarte bine susținut pe relația cu instituții din străinătate. Iar dacă lucrezi în sistemul corporate, s-ar putea să primești ori o ofertă nouă de serviciu, ori o propunere de promovare care să implice mai multă responsabilitate. Deci, vești bune legate de evoluția ta socială. Fecioara, ascendentul pe Fecioară și cei care au luna natală în semnul Fecioarei. Ai multe lucruri de făcut, ai multe lucruri de organizat. În primul rând, la mulți ani tuturor fecioarelor, pentru că de astăzi se intră în semnul vostru zodiacal, așa încât energie, dinamism, voie bună, dorință de a transforma lucrurile și încă ceva, nu te lăsa influențată sau influențat de femei, pentru că femeile acestea îți vor da niște sfaturi foarte greșite.
Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Relația cu o femeie se îmbunătățește. E adevărat, poate au fost niște conflicte, poate ați avut de reglat niște conturi una cu alta sau unul cu alta, dar de data aceasta lucrurile încep să reintre normal, lucrurile încep să reintre într-un echilibru și este un moment în care balanța devine din ce în ce mai deschisă experimentării lucrurilor noi și diferite de ce ai făcut până acum. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Ești lovit de inspirație, de-a dreptul. Ai să ai foarte multă intuiție astăzi și această intuiție te poate ajuta foarte bine în sfera serviciului, relații cu familia și prietenilor. Folosește-ți această intuiție pentru a-ți atinge obiectivele. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna natală în semnul Săgetătorului. Astăzi, săgetătorii au de alergat cu acte, hârtii, documente sau este ceva care trebuie rezolvat urgent în raport cu relația cu instituțiile statului, în raport cu autoritatea. Este o zi în care comunicarea este foarte importantă, este un element definitoriu al succesului tău și să știi că este o zi foarte, foarte bună dacă îți propui să închizi un contract, să deschizi un contract, să semnezi ceva, de tot ce se semnează astăzi pe acte, hârtii și documente. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Când vine vorba de carieră, ascensiune socială, nimeni și nimic nu poate intra în competiție cu tine, dar mai ales astăzi, când ești atât de frumos sau frumoasă susținută pe zona abundenței și a carierei, nimeni nu-ți poate face competiție. Este o zi în care tot ceea ce faci legat de achiziții de bunuri materiale, semnări contract sau ascensiune socială, primește un undă verde și este foarte bine susținut. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului. Comunicarea cu o femeie este foarte bună, iar o discuție în care este parte sau se vorbește și cu o femeie sau despre o femeie te ajută foarte mult să reglezi niște chestiuni mai mult decât delicate legate de cariera ta. O zi bună pentru vărsătorii care trebuie să comunice sau trebuie să negocieze cu cei din jurul lor. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Încearcă să nu te panichezi dacă astăzi simți mai mult sau dacă ai mai multă intuiție sau dacă, nu știu, ți se pare că afară lumina e mai puternică. Toate acestea vin la pachet cu faptul că luna, planeta emoțiilor, tranzitează semnul tău zodiacal și tocmai am ieșit după luna plină. Și această planeta emoțiilor, luna, se apropie cu pași vertiginoși de guvernatorul zodiei tale, Neptun. Deci îți conferă foarte multă intuiție și foarte multă abilitate de a vedea dincolo de aparențe. Dragii mei, acestea au fost observațiile mele privind horoscopul zilei de 23 august. Nu uitați să apăsați butonul subscribe dacă vreți să fiți la curent cu următoarele mele postări și să ne vedem cu bine și la alte postări. Pe curând tuturor! Sunt în Sighișoara și e apusul soarelui lângă citadelă. Aici este casa unde s-a născut Vlad Țepeș. Și toată lumea cred, deci toată lumea se referă numai la Dracula, dar nu știu câtă lume știe faptul că Vlad Dracul sau Vlad Țepeș, el și tatăl lui făceau parte din ordinul dragonilor. Ăsta este simbolul lor.
al coat of arms, al blazonului. Și atunci cei din România sau cei din țara pe care o păstorea, pentru că ei nu știau ce e dragonul foarte clar, l-au tradus ca dracul. Dar, de fapt, acest ordin este unul din cele mai vechi și mai importante ordine europene. Și doar cei regii cei mai sau nobilii, cei mai educați și mai evoluați accesau acest ordin extrem de selectiv. Și a fi partea ordinului dragonilor era un super titlu. Din păcate, nu toată lumea știa asta. Și atunci a degenerat în povestea care vinde foarte multe chiciuri. În orice caz, Sighișoara este foarte frumoasă și simpatică. Și am avut plăcerea să întâlnesc o doamnă foarte simpatic, Taur, pe care o salut pe această cale dacă se uită la această filmare. Și i-a dat prietenului meu una din cele mai bune înghețate ever. Și m-am simțit foarte, foarte bine câteva minute cât am discutat cu dumnea ei. Și de fiecare dată când întâlnesc oameni, mă bucur că pot comunica cu ei și interacționa cu ei. Așa că dacă veniți în Sighișoara, mergeți în piață și la stânga, acolo, foarte bună înghețată. Și noi ne continuăm povestea și drumul și vă mai arăt când începem coborâtul. Coborârea. Momentan vreau să văd orașul de sus, vi-l arăt și pe el în câteva minute. Sighișoara văzută de sus. Superb oraș, deci superb oraș, cu bun simț oamenii, curat. Deci unul din orașele care m-a impresionat cel mai mult în călătoria asta. It's your leg? No. Mă gândeam dacă am călcat pe cineva pe bombeu. Acolo, să dansăm. Și cineva care dansează foarte frumos. Chiar dansa foarte fain fata și ok, v-am arătat și divertisment local, dar nu, era nu ironie, chiar dansa frumos. Și ce-mi place, turnurile luminate, colorate, foarte nu, deci aici ai devenit și prețul super ok, deci super ok, am găsit niște tricouri cu Transilvania, foarte faine. Cred că au fost 35 de lei, material bun, fac și reclamă acum, dar vă zic, chiar merită. Față de alte orașe unde totul e super, supra-evaluat și scump, Timișoara este, da, pe lista de vizitat, care merită să fie vizitat. Și cred ori un festival, ori un concert, din nou priveliște absolut superbă orașul. Nu, acest oraș e it's a must de văzut dacă vrei să vezi ceva. Clar. Așa încât cei din Sighișoara, dați un like dacă vă place ce am zis de orașul vostru. Glumesc, desigur.